Noemi Toșelu și Noemi au avut parte de o întâlnire la o terasă din capitală. A trecut aproape un an de când Mihai Toșelu și Noemi au divorțat, însă se pare că nu pot sta departe unul de celălalt. Cei doi au divorțat în luna noiembrie a anului trecut, însă amândoi sufereau după decizia pe care au luat-o. În urmă cu o zi, Mihai și Noemi au luat prânzul la restaurant ca în vremurile bune, iar prezentatorul a marcat acest moment cu o fotografie de excepție postată pe rețelele de socializare. Se pare că între cei doi lucrurile merg cât se poate de normal și deși i-au spus adio în căsnicie, nu pot sta prea mult timp departe unul de celălalt. Prin postarea publicată pe Facebook, Mitoșelu a lămurit zvonurile legate de o posibilă împăcare. Cu toate că fanii celor doi așteaptă cu nerăbdare o împăcare de zile mari, visele le-au fost spulberate de prezentatorul TV, care a dorit să fie foarte bine înțeleasă întâlnirea dintre el și fosta soție. Mihai Mitoșelu a precizat pe pagina sa de Facebook că nu a avut loc împăcarea mult așteptată, iar motivul pentru care cei doi stau la aceeași masă este datorat cățelușei lor, Mija. Nu ne-am împăcat, am venit să ne treacă emoțiile cât timp prietenul o sterilizează pe Mija, a scris Mihai Mitoșelu pe Facebook. Ce a dus la divorțul dintre cei doi, Mihai Mitoșelu și Noemi, au fost împreună 13 ani, dintre care 4 căsătoriți. Anul trecut, anunțul despărțirii a luat pe toată lumea prin surprindere. Mihai a anunțat divorțul de Noemi prin următorul mesaj. Am avut bunul simț să ascund elegant situația, dar a trecut prea mult timp și nu mai pot să fac pe prostul când mă întreabă toată lumea de ce sunt singur. După o relație de 13 ani, am hotărât ca săptămâna viitoare să mergem la notar și să divorțăm. Nu ne mai înțelegeam, nu mai mergea, ne doream lucruri diferite. Eu voiam familie și copii. Ea intrase în criza femeiei de 32 de ani și i-a pus silicoane. Și, de 3 luni, a plecat la mama ei. Știu că ne iubim, e greu să treacă după atâția ani, dar e mai bine așa. Îi mulțumesc pentru toate momentele frumoase pe care le-am trăit împreună. Și au fost multe în 13 ani, și vreau să fie fericită toată viața, chiar și fără mine, dar îmi doresc același lucru și cu mine. A declarat Mitoșelu la acel moment.